Salut, Sergiu! Salut, Viorel! Sergiu, spune-ne, ce putem face ca să se legalizeze consumul de marihuana și la noi? Așa cum e, de exemplu, în Amsterdam. Înainte de toate, cred că dacă vrem să se legalizeze marihuana sau CD-urile, ar trebui să ne adresăm celor care nu sunt convinși că este sigură și celor care încă mai votează, adică părinților și bunicilor noștri. Corect. De asta, în primul rând, ar trebui să știe că nepoții și copiii lor care fumează marihuana sau tricouri știu de frică. Vor putea sta și ei liniștiți pentru că vor fi siguri că nepoții nu vor deschide ușa necunoscuților, chiar dacă au peste 30 de ani. Nu vor deschide nimănui. Am înțeles. Mai ales dacă și-au panică. Absolut. Plus că s-ar hidrata mai bine. Toată lumea ar bea mai multă apă. Normal. Nu o să mai trebuiască să mai strige după nepoți, hai la masă, că ei oricum vor fi hai la masă. Bunicii vor primi sigur o vizită în plus pe an de Sfânta Marie Mică. Doamne ajută! Să nu mai spun că dacă se legalizează marihuana sau bonsaiul jamaican, o să-și cumpere și nepoții în sfârșit o vază frumoasă în casă. Foarte frumoasă vază, dacă îmi permiți. Da, e o vază din tipul dinastiei Bong. Am înțeles. Da, plus sunt o grămadă de alte avantaje directe pentru bunicii noștri dacă se legalizează marihuana sau leurda leneșului. Spre exemplu, bătrânii n-o să se mai certe pentru locul liber din autobuz, pentru că după ce fumezi, ești mai interesat de ce e un loc liber decât să te duci să așezi pe el. Corect. Plus că un studiu științific a demonstrat că iarba, sau verde împărat, este cel mai sigur drog disponibil și că este de 114 ori mai sigură decât alcoolul. Nu cred. Deci dacă toată lumea ar fuma, doamnele mai în vârstă, din județul Vaslui, ar putea să renunțe la baticuri, să meargă pe uliță cu părul desfăcut, fără a avea riscul unei întâlniri romantice forțate. Interesantă statistică. Da, și ar fi și mai interesantă dacă ai fi fumat. Dar mai e o statistică similară, care ne spune că mersul cu avionul este de aproximativ 100 de ori mai sigur decât călătoritul cu mașina, ceea ce dovedește încă o dată că e mai safe să fii high. Un argument la înălțime, dacă îmi permiți. Permit. Dar dă-mi voie să te întreb, legalizarea marihuanei nu ar putea duce la creșterea infracționalității? Ba, din contră. În Colorado, Statele Unite, în cazul în care nu știai unde e, după legalizarea marihuanei sau sparanghelului prețios, numărul infracțiunilor cu violență a scăzut cu peste 15%. Ceea ce e normal, că nu mai spargi magazine, pentru că înțelegi și tu cum e să fii spart la rândul tău. Da. Și dacă într-adevăr ar scădea infracționalitatea, primii care trebuie să fumeze ar trebui să fie politicienii, mă gândesc. Absolut. Plus că un alt studiu științific a confirmat că marihuana sau tămâia nepoților ucide celulele canceroase și reduce semnificativ apariția tumorilor pe creier, care probabil apar și pentru că ne batem atâta capul să găsim sinonime pentru iarbă. Da. Ea zice direct, vreau și eu niște iarbă. Da. Dar marihuana nu dă dependență? Se pare că nu. Marihuana sau hrana iedului dă mai puțină dependență decât cafeaua. Wow. Așa că decât un espresso scurt, mai bine un cui lung. Să un știi cui că... venti. Ok, am înțeles. Pe mine să știi că m-ai convins, dar sunt și alte motive pentru care trebuie legalizată. Nu știu, ce alte beneficii ar avea pentru părinții, pentru bunicii noștri? Legalizarea ierbii sau chica lui Maradona ar putea avea efecte benefice și asupra economiei, dar și asupra economiilor, pentru că nu-ți mai vine să mai ieși din casă. Și clar se vor produce mai multe filme, măcar în capul oamenilor. Probabil o să creștem PIB-ul doar din picături de ochi. O să vândă Vizin la PET. Nu? Avem voie să spunem Vizin? Nu. Ok. Dar dacă tot suntem la partea economică, tot în America, în statul Colorado, după legalizarea stupefiantului s-au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Wow, incredibil! Bine, toți cei 10.000 au întârziat la muncă în prima zi. Totuși. Dar s-au creat, locuri de muncă. Da, pentru că s-au deschis multe marihuanangerii. Am înțeles. Deci marihuana sau cannabis sativa poate crește economia, nu? Adică îi crește economia, este sigură. Da, da, da. Și din ce în ce mai mulți oameni sunt convinși că fumatul de marihuana este sigur. Marihuana sau busuiocul sfânt. Așa. Din păcate nu este întotdeauna sigur, în sensul că sunt momente în care dealerul nu răspunde la telefon.
Corect, nu mă gândeam la asta. Dar în afară de argumentele științifice, sunt și cele care țin de noi ca popor. Așa e, știu că avem și cântece populare care vorbesc despre asta. Da, absolut. Da. Spre exemplu, cântecul "Eu dacă mor, tu cui rămâi?" Cui? Exact. Despre un om care e atât de fumat că îl vede cui pe partener. Da, am înțeles. Sau "Pentru gura ta, Marie", și practic orice alt cântec care începe cu "Foaie verde". Și cel mai mare avantaj e că am avea în sfârșit emisiuni mai interesante la televizor. Cum ar fi? Cum ar fi "Bravo, I chill"? Sau "Ce se întâmplă, dealere"? Și nu în ultimul rând, "Viața Spartului". Mulțumesc frumos, Sergiu Florea, oameni buni! Rămâneți pe Comedy Central! Revenim după o scurtă pauză, scurtă, nu plecați!